Salutare! Astăzi abordăm din nou un subiect foarte important pentru tot ce înseamnă conținut de tip video, mai ales pe YouTube și mai exact sunetul. Dacă nu cumva ați și văzut un videoclip pe care l-am postat acum foarte mult timp pe canal cu privire la un set de lavaliere de buget, adică foarte ieftine și foarte accesibile, ei bine, astăzi vom vorbi tot despre lavaliere, doar că puțin mai scumpe, dar și de o calitate mai înaltă. La Lavalierile astea de la Rode, spre exemplu, eu le folosesc și pentru cameră și pentru când filmez cu smartphone-ul. Sunt destul de versatile, aș putea spune. Au și ele câteva dezavantaje, însă eu le-am testat în condiții extreme și nu m-au lăsat la greu, adică am avut sunetul pe care mi l-am dorit și asta este foarte, foarte important. O să vă las câteva cadre cu acest kit de la valiere pe care îl am și îl folosesc de mai bine de un an de zile, chiar dacă vin acum cu review și nu e ceva foarte nou, adică nu e un produs foarte nou apărut pe piață, însă cei care caută să își găsească un kit de la valiere de înaltă calitate, s-ar putea să le fie foarte util acest videoclip. De aceea vă aduc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsiți chiar aici și mă ajută foarte mult să-l apăsați cu încredere și butonul de like. În felul ăsta clipul ăsta o să ajungă cât mai departe la cât mai multă lume care poate caută un astfel de kit de la valiere. După ce vă las câteva cadre, o să trecem direct la probă cu ele la teste ca să vă faceți o idee cum se aude. Apropo, în momentul ăsta nu folosesc nicio la valieră, este direct microfonul incorporat al telefonului care filmez, mai exact Xiaomi 13T, deci ar trebui să se vadă o diferență de sunet imediat după ce le voi monta. totuși, înainte de a trece la o mică probă cu ele, am să vă spun și câteva lucruri despre cum sunt ele construite. V-am zis, le folosesc de aproximativ un an de zile. Apropo, la fel, în momentul ăsta nu am o lavalieră pe acest smartphone. Le folosesc de aproximativ un an de zile. Încă mai au folia pe aceste ecrane. N-am dat-o jos. Adică n-am dat-o jos pentru că știam că se vor zgăria de haine și nu m-a deranjat. Au acest clips foarte, foarte Bun, este foarte se prinde foarte bine de orice. Evident, mi ar fi plăcut să fie și varianta cu magnet, știi, să poți să pui sub tricou, dar nu era. Încărcarea este pe USB Type C și asta este un avantaj. Are și o mufă aici pentru jack. Avem aici butoanele care sunt multifuncționale. Cel din dreapta este pentru pairing și cel din stânga pentru adjustment pentru uh, volum pentru mă rog, pentru uh, sensibilitatea de captare sau chiar și mute. Uh, am avut și un update la ele astfel încât uh, au devenit și uh, accesibile funcțiile de record. Uh, în propria lor memorie, în propria lor capacitate de stocare, pentru că la momentul când l-am luat nu era posibilă treaba asta, dar după ce au scos cei de la DJI un kit cu care acest model este în competiție. Imediat a venit un update de firmware și au putut fi posibile aceste funcții și pe uh, acest road, dar cred că pentru asta o să facem un videoclip separat. Pentru că e un pic de povestit acolo și ar trebui să intru și pe laptop să vă arăt. Deci, ca și construcție, sunt pătrate, compacte, aș putea spune, ușor minimaliste. Îmi place că acest clip este destul de puternic așa, are un arc destul de puternic și, na, cam atâta, nu prea aici să spui mare lucru. Uh, ele vin în pachet cu o multitudine de mufe, eu le-am pus aici deoparte doar peste două de Lightning și de USB Type-C iar acum o să trecem cu ele la proba de afară, unde o să vedeți și cum se aud. Acum ar trebui să ne auzim cu ajutorul acestor uh, lavaliere și... Na, ca să putem să facem probele de sunet un pic mai bine, din păcate nu e gălăgie pe aici prin jurul meu, dar uite, o să stau că o să vină o mașină și o să treacă pe lângă mine. Uh, să vorbim puțin despre aspectele pro de la acest kit de la valiere de la road. Sunt ușor de împerecheat, sunt ușor de setat, uh, sunt destul de fiabile, bateria ține destul de bine la ele și asta este un aspect foarte important. Adică eu mai degrabă am uitat să le încarc de câteva ori decât să rămân fără baterie. Ce să mai spun? Vin cu foarte multe cabluri în pachet. Unele dintre ele nici nu mai pot fi folosite pentru anumite device-uri, că nu le mai avem, adică nu am niciun device care să suporte mufă USB din aia clasică, nici nu mai știu cum îi zice, tip B parcă sau ceva de genul ăsta. Deci e un kit destul de complet, se pot uh, monta și pe uh, niște accesorii care le pot face să fie transformate rapid într-un fel de microfon, adică sunt foarte bune pentru interviuri și na, cam, cam asta ar mai fi. Și un alt aspect foarte important ar fi despre faptul că ori de câte ori am tras sunetul cu aceste lavaliere, editarea de sunet a fost foarte puțină sau deloc. Un aspect destul de important zic eu și pe mine treaba asta chiar mă interesează foarte 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 mult. Uh, acum să vorbim puțin și despre aspectele negative. Uh, sper că mă și aud bine pentru că de fapt ăsta este și testul uh, acestui review și nu știu dacă se aud și vocele de pe fundal. Un uh, aspect uh, care ar fi un dezavantaj din punctul meu de vedere ar fi faptul că uite cum uh, folosesc eu acum uh, la valiera stă atârnată efectiv de, de smartphone și chestia asta nu-mi place absolut deloc pentru că este total aiurea, nu e, deloc, nu e deloc compact, să zic așa, la capitolul ăsta. Ele sunt potrivite, din punctul meu de vedere, și eu le folosesc mai mult pentru cameră, pentru atunci când filmez cu camera pe trepied și am unul sau, nu știu, doi oameni pe care trebuie să-i filmez pentru că kitul ăsta este de 2 plus 1, două transmisătoare cu un receiver și cam atunci le folosesc. În rest, nu le folosesc prea des pentru smartphone pentru că nu am cum să îl pun de el decât dacă aș avea un un rig pentru smartphone, dar nu folosesc smartphone-ul pentru, pentru de genul ăsta. Acum folosesc în mod special acest Xiaomi ca să pot să fac și eu o filmare cu el, dar să pot să văd și cum putem să testăm sunetul de pe aceste lavaliere de la Road. De asta pentru smartphone de obicei folosesc niște lavaliere din alea mici de buzunar pentru că se întâmplă la rare ori să fie nevoie să filmez cu ele. Acum, Vă aștept de la voi în comentarii să-mi spuneți cum credeți că se aude, pentru că, na, au și trecut câteva mașini pe lângă mine, adică vă puteți face o idee de zgomotul de fundal pe care l-ați putut observa și să-mi spuneți despre fidelitatea sunetului. Dacă voi credeți că vi se potrivesc aceste lavaliere și aveți o întrebare, mai jos în comentarii o puteți adresa și eu vă voi răspunde la orice întrebare aveți și pot să și vă răspund. Sper că am fost cât se poate de succint cu acest mic review pe care l-am făcut cu privire la acest kit de la Valiere. V-am spus, este un kit pe care eu îl folosesc destul de bine și mă bazez pe el destul de mult. Au cam tot ceea ce îmi trebuie mie pentru ceea ce am eu nevoie să fac cu un kit de la Valiere. Desigur, mi-ar plăcea să fi fost un pic mai compacte, să fi renunțat un pic la cabluri, dar nu prea se poate chiar totul așa și calitate și uh, nu știu, comoditate să zic așa. Cu siguranță vor apărea sau dacă nu chiar au oh, și apărut poate modele mult mai performante, mult mai compacte, însă eu îmi fac foarte bine treaba cu astea și pentru moment nu pot să zic că uh, duc lipsa de ceva. Desigur, o să caut un alt kit de la Valiere, un pic mai compact pentru buzunar, să zic așa, pentru smartphone, pentru când vreau să filmez cu un smartphone. Dar cam atât, mai e nimic mai mult în rest, pentru tot ce îmi trebuie, pentru format lung, pentru filmat cu camera, rămân în continuare pe road, pentru că-mi fac foarte bine treaba. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu și, nu știu, crezi că poate să uh, fie util și alte persoane dă un buton de like pentru că ajută foarte mult, apasă butonul de share, este foarte important și dacă nu te-ai abonat, abonează-te apăsând butonul de subscribe, este foarte important pentru canalul meu ca să putem să ajungem la cât mai multă lume. Dacă ai vreo întrebare cu privire la cum funcționează acest kit de la valiere de road și ce anume am putut eu să fac cu ele într-un an de zile de când le folosesc, mai jos în rubrica de comentarii poți lăsa acolo un comentariu, o întrebare și eu am să-ți răspund de îndată ce-l voi vedea. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!